Astăzi în țară sunt prognozate ploi însoțite de descărcări electrice. La Vriceni și Soroca vor fi 17 grade, iar la Bălți cu unul mai mult. 19 grade sunt prognozate la Orhei. La Tiraspol și Leova sunt anunțate 21 de grade, iar la Comrat și Cahul 22. Astăzi în capitală sunt anunțate ploi cu descărcări electrice, iar temperatura va fi de 21 de grade. În următoarele zile, termometrele vor indica până la 24 de grade ziua. Noaptea se așteaptă temperaturi între 5 și 9 grade Celsius. Astăzi, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi variabil, iar pe locuri va ploua. La Madrid și Roma se vor înregistra 24 de grade, iar la Paris 15. La Londra și Berlin vor fi 13 grade, la Viena sunt prognozate 17 grade, iar la Budapesta cu două mai mult. La Belgrad se așteaptă 22 de grade, la Praga doar 12 grade, iar la Varșovia cu unul mai puțin. La București maxima va fi de 20 de grade, la Moscova de 21, iar la Atena se va încălzi până la 23 de grade. La Kiev vor fi 18 grade, iar în capitala Turciei cu unul mai puțin.